Bunii mei, fie că sunteți scorpioni, capricorni sau raci, ce să mai... E greu să dați înapoi din calea tentațiilor, știu asta foarte bine, mai ales când vine ziua copilului și sunt dulciuri pretutindeni. Dar nu vă faceți griji, profa de psihodietă ne învață cum să spunem nu poftelor. Anca Lungulesei, să rămână, bine revenit! Bine te-am găsit! Ce ne facem cu poftele astea? Când ce ne întâlnim facem cu așa cu ele? Un tor, exact. Nu? Vine 1 iunie, mâine, și cum rezistăm poftelor dulci? Păi uite... Așa. Punem în funcțiune creierașul. Creierașul, da? Eu l-am adus, da, ca să-l vedem, să ne reamintim că există, da, și avem nevoie de el de fiecare dată când facem alegeri și când, evident, ne întâlnim cu un asemenea tort. Da. Pentru că 1 iunie este despre dulce, despre răsfăț, despre, exact, stare de bine, iar, corect, dulcele este perfect pentru așa ceva. Vai de mine, dar ce bine arată, da, tortul ăsta. Da, așa am zis și eu. Așa. Fii atent ce ți-am pregătit. Ia, ce mi-ai adus? Presupunem că ieși mâine la restaurant cu, da, copii, da? Da? Să petreceți în familie și ai acest meniu. Meniu, da? Da. Tu deschide-l, eu am pregătit aici pentru, așa, cei de acasă ca să vadă mai bine. Așa. Prima și prima dată vezi un dulce. Da. Ce îți pui tu în minte când vezi dulcele? Pss, nu știu pe care să aleg. Ori asta, ori asta, ori, așa, asta. Adică le-aș lua pe toate. Așa, și ce mai spui? Că îți place, că nu-ți că place? Place, că vreau, că aș sări peste salată și aș, așa, mânca, așa, dulce. Asta, adică hai să nu mai mănânc și salată, mănânc doar, bun, dulciuri. Presupunem că tu ești la dietă, pentru că multă lume, okay, în această perioadă este la dietă. Da? Și avem, bun, în meniu desertul, avem în meniu și o salată sănătoasă. Ne reamintim de data trecută. Așa. Este doar cu loc pentru adulți și meniul de la restaurant este loc pentru adulți, adică tu, adultul, folosești creierul, da, cortexul prefrontal, da, ca să alegi. Să aleg, da, stai că-ți mai pun, așa, uite, mai e o situație. Eu să spunem că reușesc să fiu suficient de determinat, okay, și să aleg salata. Bun. Mănânc salata, copilul mănâncă ceva, uh-huh, și el, nu știu, sănătos. Așa. Și zice, vreau desert. Bun. Bun. Și atunci tu îi alegi copilului un desert. Desert. Cum faci tu să te abții să nu-ți comanzi și ție un desert? Păi fii atent. E foarte important, așa, să reținem acest aspect și te invit data viitoare când mergi la restaurant să pui acest exercițiu în practică. Cuvintele pe care noi le rostim reprezintă poarta de intrare în minte. Deci, așa, tot ceea ce spui tu devine programare pentru mintea ta, adică pentru creier. Bun. Așadar, în primul caz în care avem desertul și tu probabil că vei spune, Doamne, cât de bine arată, iubesc desertul, așa, ăsta, nu știu, mi-amintește de bunica, de mama, da, mă simt foarte bine când de la leg, dar eu astăzi o să mănânc o salată pentru că sunt la dietă. Asta e, da. Asta e, ia uite, fii atent ce reacție obținem aici în creier. Da. Ce înseamnă asta? Că tu, de fapt, dai deoparte ceva care îți provoacă bine, îți dă o senzație, da, de bine, o senzație de plăcere, da? Dai deoparte și alegi ceva care... Sunt la dietă, asta, dar asta, da, e, mă chinui, ce să fac, exact, bun. Exact. Asta înseamnă o lipsă pentru minte. Deci mesajul pe care îl transmiți tu prin aceste cuvinte înseamnă o lipsă, o privare, iar minții noastre nu-i place privarea. Ia uite, am desenat creierul și am pus un minus. Da. Ce înseamnă mai exact acest lucru? Că vei face acest exercițiu repetitiv o dată, de două ori, de trei ori și la un moment dat... Uite, așa vei ieși din dietă. De asta lumea se întreabă, nu înțeleg de ce nu mai pot să țin. Da. Pentru că mesajele pe care le transmitem prin cuvintele pe care le folosim nu sunt cele potrivite, care să, așa, ne susțină. Ce ai putea să faci? Ai, da, adică, care, mă rog, înțeleg că cuvintele care ne fac rău, așa, dar care ar fi acele cuvinte, da, care ne-ar face bine? Deci, practic, face tu să... la nivel mental creezi o imagine negativă, okay, ceva care îmi place, dau deoparte și aleg obligat, așa, altceva. Și cum creezi o imagine pozitivă, pozitivă? Sau măcar neutră, nu neapărat pozitivă, așa, din prima. Ia uite ce cuvinte... îți recomand eu să folosești. Ne reamintim, da, cuvintele sunt poarta de intrare în minte. Poți să spui așa, te uiți, așa, în meniu și spui, da, înainte îmi plăcea, tot timpul folosim, da, la timpul trecut, da, ceva ce vrem să schimbăm. Îmi plăcea, plăcea foarte mult acest desert, dar acum eu aleg și momentul în care spunem eu aleg, eu aleg, punem în funcțiune, da, cortexul prefrontal acesta care, da, este cu judecata, cu deciziile, cu motivația. Eu aleg să mănânc o salată. O aleg pentru că. Pentru și că. E foarte important, da, să ofer niște motive valide, da? Pentru, așa, că mă simt bine, mă umple de energie, îmi crește stima de sine, că până la urmă faci o alegere conștientă. Okay. Da? Și
ajung mai aproape de silueta optimă. Da. În momentul în care tu ai transmis acest tip de mesaj folosind aceste cuvinte, ce se întâmplă în creier? Se activează, da, devine imagine pozitivă, se activează ideea de abundență și crește motivația. Deci, practic, nici nu negi, da. Da? Nu zici că nu voi mai consuma niciodată acest dulce. Da? Eu acum aleg, da, să consum altceva. Nu mănânc acum, exact. O să mănânc altă dată. Bun, super, mi-a ridicat mingea la fileu, pentru că asta e a doua tehnică, să amânăm recompensa. Aha, bun. Da, dar fii atentă că se mai întâmplă ceva. Eu mă duc motivat, hotărât, așa, o să aleg o salată, nu-i nicio problemă. Copilul, așa, dorește un desert. O ține, da, pe lui, da? O ține pe lui. Bine, îi comanzi un desert. Bun. Copilul ia din felia de tort o linguriță, două, așa, și zice nu mai pot, nu mai place, nu mai vreau, nu mai, uh-huh, bun. Și el rămâne acolo. Așa. Și e o chestiune, nu știu dacă e românească, dar noi românii o avem. Bă, decât să-l aruncăm, da, da, știi, da, da, mai bine e păcat de el. Așa, știi? E, da. Și atunci te apuci tu, zici, bă, nu vroiam, da, uite, tot e aici pe masă, e păcat, uh-huh, de ea, de ce, uh-huh, să o aruncăm și așa mai departe. Așa. Oricum o plătim, de-astea, da, știi? Da. Aia. Și atunci te apuci și o mănânci. Păi, cum faci să o lași deoparte, să nu... O variantă ar fi să chem chemnerul, da? Deci domnul care se ocupă de, da, tine, și să-l inviți politicos să o ia, să o ia exact atunci. De ce? Dragii mei, în momentul în care noi suntem expuși vizual, uite cum avem noi acest, exact, tort, da, aici, este foarte greu să-ți activezi aceste resurse interne, cum sunt ambiția, voința, adică, uh-huh, autocontrolul. Deci toate deciziile astea țin de autocontrol. Autocontrolul este extrem de volatil. Dimineața te trezești și spui că ești la dietă și până seara zbura pe ferea. Ai mâncat, da, da, da. Pentru că de autocontrol avem nevoie în toate deciziile vieții noastre. Și, bun, la job, și în relații, și la piață când mergi, da? Corect. Dar de unde apar poftele astea? A, asta e un topic în ce-i sine. Ce-i cu poftele astea? De unde vin ele? O să zic pe foarte scurt. Așa? Și data viitoare, uite, lunea viitoare discutăm despre, okay, asta, că foarte multă lume, uh-huh, întreabă. Pofta, că tot m-ai, da, întrebat acum, este un mecanism de autoreglare. Ok. Deci tu, pe baza obiceiurilor tale alimentare, da, dacă te-ai obișnuit să mănânci în fiecare zi un desert după masă sau, nu știu, de două ori pe zi, practic, la nivel intern, o anumită cantitate de glucoză, da, da, creierul este obișnuit cu o anumită cantitate de glucoză și în creierul nostru este o glandă care se numește hipotalamus. Așa. Și care, practic, este șeful hormonilor și reglează acest mecanism. Ne imaginăm hipotalamusul ca fiind termostatul unei centrale. Și, așa, ce face termostatul unei centrale? Reglează temperatura pe care tu ai presetat-o. Deci, practic, poftele care apar sunt reglate de către hipotalamus și în momentul în care tu decizi, gata, de azi sunt la dietă și nu mai mănânc dulce, așa, a scăzut foarte mult nivelul de glucoză, da, și atunci hipotalamusul ce face? Bling, 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 să ridice nivelul pe care tu l-ai presetat. Okay. Deci să presupunem că tu ai obișnuit corpul cu 100 de grame de glucoză, dăm un exemplu, da, aleat. Da, da. Dacă tu n-ai mai consumat timp de câteva zile, hipotalamusul dă de veste, okay, și îți trimite această poftă, deci efectiv dictează. Și apare din senin gândul, aș mânca ceva dulce, acum, că dacă, mm-hmm, nu e nasol, da? Deci, practic, avem nevoie, de asta eu în psihodietă tot timpul, așa, zic că nu anulăm poftele, nu punem pofta în cui, ci coborâm cuiul mai jos. Okay. Avem nevoie să fim inteligenți, pentru că nu e atât de simplu, dar nu e nici imposibil. Bun. Și cum putem face asta, nu știu, uite, simțim nevoia de a mânca un desert, da, da? Da. Și cum putem să, nu știu, să înlocuim pofta asta sau să punem cuiul la mai jos, cum spuneai prima, tu? Prima soluție pe care eu o propun în psihodietă este următoarea. Amânarea recompensei. Așa. Deci tu vezi desertul, da, nu spun niciodată nu o să mai mănânc, îmi amân această recompensă. Uite, nu mănânc, e o negocie, o proprie negociere, okay, tu cu tine, da? Tu cu mintea ta și spui, nu consum acum acest desert, îl consum peste două ore sau mâine dimineață la cafea. Și atunci, practic, tu activezi cortexul prefrontal, așa, amâni această recompensă, da, pentru că ăsta este unul din rolurile lui, da? Da. Focus pe viitor. Nici nu ei, dar îl trimiți mai încolo, da? Și, okay, atunci tu te liniștești, da? Cu siguranță peste două ore vei fi uitat sau mâine dimineață. Am înțeles. Și chiar, scuză-mă, te chiar rog, dacă n-ai uitat, da? Faptul că mănânci a doua zi dimineață, ție îți întărește mecanismele, okay, interne că ai reușit să amâni, o plăcere de moment. Mm-hmm. Da, uneori, nu știu, dorința asta, pofta asta nebună de ceva dulce, nu...
ascunde de fapt în spate, nu știu, o suferință sau o altă e și chimic, lipsă. Ascund lipsă de nutrienți, de obicei de minerale, și persoanele care simt o nevoie acută de dulce trebuie să echilibreze și pe partea de minerale, crom, zinc, seleniu, magneziu. Deci toate acestea ne ajută să ne reechilibrăm din punct de vedere chimic. Pe lângă partea chimică intervine și partea emoțională, pentru că dulcele acoperă anumite nevoi interne, e nevoie de răsfăț, de alint, de dragoste, da? Și atunci dulcele este cel care ne satisface nevoile astea, pentru că în copilărie așa am fost învățați. Am înțeles. Mulțumim tare mult, Anca. Finule, să aduci nota, te rog frumos, ca să și plătim la restaurant. De data asta nu, că n-ai mâncat. Am ales o salată, da, cheș, că nu ne uităm. Perfect. Mulțumim. Cu mare drag. Mulțumim tare mult, Anca.